cel mai mic dintre cei prezenți este Andra Lăzăvoiu. Este la grupa pregătitoare de la Școala Generală din Piatra și ne va cânta un vals de Wolfgang Amadeus Mozart. Domnișoara mai măricică este Maria Stoica, în clasa a treia, și va cânta o mazurcă de Baclanova, de Natalia Baclanova. Iar cavalerul nostru este Livianu Anton, tot în clasa a treia, coleg cu Maria, și va cânta două jocuri populare de Petru Țicordei în duet cu domnul profesor Vitan Gheorghe. Secția de artă sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova a luat naștere acum 2 ani. Rezultatul muncii a 11 studenți de la această instituție de învățământ a putut fi văzut de musceleni într-un centru comercial din Câmpul Lung printr-o expoziție de icoane pictate pe lemn și sticlă. Simezele galeriei au fost îndelung admirate de către iubitorii de artă din Câmpul Lung. Profesorii îndrumători ai acestor studenți au fost Emilian Popescu și Emilia Burlan, care s-au ocupat îndeaproape de iconari, așa cum i-a numit preotul Dorel Stoica de la Biserica Sfântul Mina din Câmpul Lung. Așadar, din Craiova, așa cum am spus, domnișoara doctor profesor Oprea Cristina, care de multe ori a fost invitată noastră și de fiecare dată am realizat prin colaborare activități frumoase, a venit cu câțiva teologi, cum am spus, studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, secția artă sacră. Și iată, ne-au pus pe simeze icoane pe sticlă și pe lemn. Sincer, la prima vedere, m-a impresionat și mă impresionează. Acest spațiu am mai avut acest soi de expoziții, dar de data aceasta e ceva special. Icoana pe sticlă este oarecum specific tradiției românești și poate că, fiindcă domnii studenți vin din lume, le-a fost mai ușor să abordeze, adică sunt din lumea mirenilor, așa cum cunoaștem că există în limbajul teologic, le-a fost mai ușor să abordeze icoana pe sticlă, pentru că este cea care face trecerea de la sufletul românului, având în vedere că ea a luat naștere în jurul anului 1800, există primele atestate documentare, primele icoane găsite, descoperite și care au fost alte grupuri pentru că ele erau lucrate, aveau ca model sau izvoade anumite gravuri și iconarul, țăranul român, a încercat la început să redea ce a văzut acolo, în gravură, adică alb și negru. Ulterior, a pus ceva din frumusețea sufletului lui și au apărut culorile. Sunt culori care țin de paleta strictă, deci roșu, galben și albastru, culorile primare, și apoi au mai completat în unele zone culori secundare, verdele, oranjul și violetul. Mai puțin culorile secundare. Dumnezeu este Cel care face toate și inspiră tot.
Dumneavoastră, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, studenți, profesori, sunteți niște mesageri ai divinității. Nu dumneavoastră pictați. Sufletul dumneavoastră pictează, dar mâna dumneavoastră este călăuzită de harul divin. Și sigur că aveți acolo, eu cel puțin le spuneam pe vremuri, când eram profesor, le spuneam studenților mei, le dădeam exemple cum chipuri de icoană, care unele există și astăzi, au fost pictate miraculos. S-au trezit iconarii noștri, să știți că nu este termen peorativ. Ce frumos termen este! Un termen pur românesc, iconar. Evenimentele artistice și culturale desfășurate la Câmpul Lung nu se încheie aici, astfel că la sfârșitul acestei săptămâni muscenenii vor purta din nou straie de sărbătoare. Sâmbăta viitoare, nu? Se primai? Va avea loc un eveniment absolut special, dedicat șederii pe ghilimele, domiciliul obligatoriu al lui Constantin Noica la Câmpul Lung, urma de spectacol și tradițional de Sfântul Gheorghe pe care o organizează și unde simponistul vă invită și vă invit și eu în calitate de partener pe toți.